Cea mai mare sumă datorată de către un pensionar se apropie de, atenție, 190 de miliarde de lei vechi. Olteanului se opresc lunar 300 de lei din pensie. Într-un an de zile, pensionarului se opresc din venituri 3.600 de lei. După un calcul simplu, acestuia i-ar trebui mai bine de 5.200 de ani pentru a stinge datoria. Un alt pensionar trebuie să trăiască ceva mai puțin. Doar 500 de ani trebuiesc acestuia să achite o datorie de puțin sub 40 de miliarde de lei vechi. Pe locul 3, în topul datornicilor, se plasează un oltean cu o datorie de peste 20 de miliarde de lei. Acesta va stinge datoria în aproape 5 secole. Peste 3600 de pensionari olteni au poprire pe venituri provenite de la diverse instituții. Lunar, Casa Județeană de Pensii o întreține peste 300 de mii de lei. Au fost înființate un număr de 4000 de popriri pentru un număr de 3646 de persoane. Popririle au fost înființate pentru Direcția Generală a Finanțelor Publice, pentru executori judecătorești, primării și hotărâri judecătorești privind pensiile de întreținere copii. De asemenea, am mai făcut popriri pentru AJFM Olt. Media lunară a popririlor este de 333.500 de lei. Singurii pensionari care sunt salvați de popriri sub diferite forme sunt cei care încasează lunar o pensie mai mică de 500 de lei. Astfel, un pensionar cu un venit de 500 de lei pe lună în vederea aplicării unui titlu executoriu, poprirea de o treime sau o jumătate se aplică asupra sumei de 14 lei. Aceasta reprezintă diferența dintre cuantumul pensiei și jumătate din salariul minim pe economie.